Această emisiune este sponsorizată de Școala de Numerologie. Bun venit la numero 369. Astăzi avem o temă interesantă, relația părinte-copil. O am invitată pe Crina Popescu, care ne va destrămi din această minunată misiune de părinte, dar și de copil. Îmi pare bine, Gabriela, să ne vedem și să discutăm un subiect comun nou. Și consider că fiecare dintre noi am avut cel puțin una dintre poziții de a fi copil, poate și părinte. Și consider că putem să înțelegem mai bine ce înseamnă și fiecare poziție în parte. Mai avem puțin și vine 1 iunie și ar trebui să le facem cadou, nu? Tuturor ascultătorilor noștri și mai ales copiilor, prin părinți. Și m-am gândit să vorbim despre relația dintre ei, să-i ajutăm pe părinți să relaționeze foarte bine din punct de vedere numerologic. Să fii părinte nu este ușor. Văd că zâmbești, cu siguranță ai trecut și tu prin multe și eu la fel sunt părinte. Nu avem un manual de a fi părintele perfect, însă dacă avem acest privilegiu de a fi părinți, înseamnă că avem și datele necesare de a împlini această misiune. Da, este foarte frumos, numai că în viață vine cu provocări destul de mari să fii părinte și dacă am trece așa împreună printr-o perspectivă, în momentul acela în care tu devii mamă sau îți dai seama că urmează să fii mamă și treci printr-un proces de 9 luni de zile, printr-o transformare a ta, prima transformare, pe care ușor, ușor o înțelege și partenerul tău, dacă îți este alături. Și apoi apare acel suflet minunat pe care abia aștept să-l cunoști și te dăruiești și viața ta se schimbă. Treci prin momente diverse. Apar colici, apar tot felul de lucruri greu de gestionat. Încep temerile. O fi bine? Nu e bine? Este ok, ce fac, dar poate trebuie să sun un doctor. Și atunci te schimbi tu ca persoană. Dacă îmi permiți, te rog. Tot un proces de transformare a femeii. Da. A da naștere. A da naștere, începe sigur. Începe să crească ceva în interior și e o transformare a ei. Are loc o transformare, iar 369. Iar 369, o să mergem pe aceste 9 cifre, ca de fiecare dată. Iar la final o să încheiem cu un nou, adică 9 modalități, 9 lucruri generale pe care putem să le aducem din punct de vedere numerologic părinților pentru a crește un copil așa cum își doresc. Da? Super! Da, sunt lucruri interesante, sunt revelatoare, așezate într-o ordine, algoritmată, așa cum face numerologia. Ne ajută foarte mult să trecem prin fiecare structură în parte și să nu omitem nimic, pentru că de-a lungul vieții aceste greutăți pun accent asupra familiei, asupra relațiilor. Îți propun să ne întoarcem la bucuria copilăriei. La bucuria copilăriei. Este minunată, da? Să vii în familia ta, da? Unde un el, o parte masculină și ea, parte feminină, un 1, se leagă foarte frumos cu 2 și apare prima formă de stabilitate, 3, copilul, într-un cadru 4. Și am trecut prin cele 4 cifre foarte importante. Îmi place foarte mult să le adun pe cele 4 pentru că la un moment dat ajungem la un 10 dacă integrăm toate aceste lucruri. Ar fi minunat. Ar fi minunat, nu-i așa? Să ajungem și... O să mergem și mai departe de 4, pentru că trebuie să integrăm toate cifrele și pentru că suntem învățați din numerologie să integrăm fiecare cifră în parte, o să facem acest lucru pentru copilul nostru sau trebuie să înțelegem că trebuie să aducem fiecare lucru în viața copilului nostru. Vreau să citez ceva, am venit cu un citat foarte frumos, pe mine m-a sensibilizat, nu vreau neapărat să vă sensibilizez, dar vreau să conștientizăm fiecare dintre noi cam ce înseamnă să fii copil și acest lucru îl fac atât pentru părinți, părinții care au copii, dar îl fac și pentru copii în general, copii de vârstă mai mică, mai mare, chiar și la 40-50 de ani, cu toții am fost odată copii. Și fiecare o să-și ia de aici o bucățică. Este un pasaj dintr-o scriere a unui portughez, José Saramago se numește, și sună așa. Un copil
este o ființă pe care ne-a împrumutat-o Dumnezeu, ca să facem un curs intensiv despre cum să iubim pe cineva mai mult decât pe noi înșine, despre cum să ne schimbăm cele mai mari defecte pentru a le da cele mai bune exemple și despre cum să învățăm să avem curaj. Da, asta e, să fii tată sau mamă este cel mai mare act de curaj pe care îl poate face cineva, pentru că presupune să te expui la toate tipurile de durere, dar mai ales incertitudini, că faci lucrurile corect și temeri de a nu pierde ceva atât de iubit. A pierde? Cum? Nu e al nostru? A fost doar un împrumut. Cel mai prețios împrumut, pentru că sunt ai noștri atâta timp cât nu pot avea grijă de ei înșiși. După aceea aparțin vieții, destinului și familiilor lor. Dumnezeu să binecuvânteze pentru totdeauna copiii noștri, pentru că pe noi deja ne-a binecuvântat cu ei. Wow, superb, superb. Da. Puteți să vedem, Crina, cum înțelegem aceste minuni, aceste daruri de la Dumnezeu? Cum înțelegem? Că noi părinții vorbesc la modul general, avem această responsabilitate de a-i ghida corect în viața aceasta. Exact. Haideți să vedem. Numerologia ne ajută foarte mult prin crucea vieții, prin acele două cicluri evolutive foarte importante, ciclul de 9 ani și ciclul de 7 ani, să înțelegem care sunt modalitățile, care sunt lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le arătăm copilului și cum să facem acest lucru. În aceste emisiuni nu s-a prea dezvoltat, dar noi, în cadrul școlii de numerologie și în cadrul cursurilor pe care le facem, vorbim foarte, foarte precis de aceste momente. O să vorbesc despre primele două cicluri evolutive de 9 ani și pe parcurs să adaug informații și din ciclul evolutiv de 7 ani, cele două cicluri evolutive de 7 ani, pentru că ele la un moment dat se întâlnesc undeva și ne spun foarte multe lucruri. Dar înainte de a începe această relatare, aș dori să aduc la cunoștință, să readuc aminte că suntem diferiți. Chiar dacă acest copil al nostru, un sau doi, trei copii, depinde câți avem, vin în acea familie cu un tată și același tată, aceeași mamă, da? Ei sunt diferiți copiii și noi suntem diferiți. Și prin numerologie am arătat lucrul acesta de fiecare dată. Avem cifre de vibrație interioare diferite, adică fiecare în interiorul lui este altfel. Suntem născuți în decade diferite și decada ne spune ceva, da? Te rog. Spui tu, prin această cruce, da, intersecții care se întâmplă de-a lungul vieții, da. Intersecția aceasta are un impact atât în viața părintelui cât și în viața copilului. Sunt etape de transformare în ambele situații. Da. O să vorbesc în momentul în care o să descriu cele două cicluri evolutive foarte importante, da, care sunt luate, sunt bine de luat în seamă de fiecare părinte, pentru că, știți, se vorbește despre acea vârstă de 18 ani când este bine să dai drumul copilului, să plece în lume. Și părintele nu știe dacă este bine, dacă este momentul bine ales, da, să plece. Ne facem tot felul de gânduri și avem tot felul de temeri când pleacă într-o excursie sau într-un tabără de câteva zile, dar să-i dăm drumul în viață. Mă scuz că te întrerup. Cred că acest aspect este specific românilor. Da. Care, mamelor, care din dorința de a-i proteja foarte exact. Mult, le cam taie aripile. Da, 18 ani este vârsta ideală de a pleca în lume. Așa este și acum o să demonstrăm, da? O să argumentăm toate aceste lucruri prin cele două cicluri evolutive. Da? Primul, ciclu evolutiv și al doilea, pentru că și cifrele acestea, primul și al doilea, spun ceva. Unul spune ceva, doi spune altceva. Spunem că suntem diferiți și că ne adunăm, da? Să formăm o familie într-un cadru. Dar noi trebuie să ținem cont de identitatea noastră. Fiecare are ceva de făcut pe această lume și știi că Universul ne aduce pentru anumite lucruri pe care trebuie să le îndeplinim. Dacă sunt un părinte foarte atent, da, o să-mi dau seama cam ce se întâmplă cu copilul meu. Dar pe lângă aceste lucruri, pentru că tindem tot timpul să mergem în informația de pe internet, să citim cărți foarte multe, da, și suntem așa plini de informații și la final nu știm exact dacă am integrat tot ce aveam nevoie. Și atunci pot să spun așa, primul ciclu evolutiv de 9 ani, prin care trecem cu toții, femei sau
bărbați, este foarte important să aducem la cunoștință copilului nostru și să spunem de fiecare dată, da, ce este, fată sau băiat. Deci copilul trebuie să știe, să conștientizeze, te rog. Deci este foarte importantă comunicarea. Da, până la comunicare. Relaționarea. Da, până la comunicare și relaționare o să merg pe individ, pe unul, pe unicitate, da? Și pe individ ca persoană, da, care își dorește să acționeze. Și acum am vorbit, prin aceste cuvinte, am vorbit foarte mult despre unul, da? Pentru că eu trebuie să fiu stăpânul meu. Eu nu trebuie să depind de nimeni. Eu trebuie să știu că am și eu o personalitate, că sunt diferit și că trebuie să fiu respectat așa cum sunt eu. Știi vorbele acelea din familie, frate, tu făcea mai bine, sorota era mai cu minte, dar fiecare are diferite calități și slăbiciuni, nu-i așa? Apelăm la înțelepciunea părinților să nu facă astfel de lucru, să compare copiii, pentru că sunt atât de minunați și diferiți, fiecare dintre ei vin să ne învețe ceva pe noi. Exact, fiecare vin în viața noastră să ne învețe ceva și este foarte frumos să îi înțelegem pe fiecare în parte așa cum sunt și să ne bucurăm de existența lor. Și mă gândesc acum la persoanele, la acei doritori, de acele familii care își doresc copii și nu au, și câtă bucurie ar avea dacă s-ar ajunge și aici. Te rog. Vă dau un pont. Te rog. Schimbând stilul de viață, nutriția, poți să ai copii. Serios. Da. Mă gândesc că avem sunt tot felul de... Concrete. Uite, trăim într-un moment în care la îndemâna noastră sunt foarte multe informații pe care am putea să le accesăm și știu că foarte multe persoane la un moment dat se împotmolesc în anumite afirmații sau constrângeri sau limitări. Dar o fi bine? Dar religia ce spune? Și aici aș vrea să dau și eu un sfat. Dacă tu simți că ți se potrivește și dacă tu consideri că nu faci nimic rău prin a încerca un lucru și că nu te afectează nici pe tine și nici pe cei din jurul tău și nici în relația cu divinitatea nu intervii foarte mult, da, ci dorința ta, eu cred că poți să faci. Te rog, Gabi. Da, cred că este important să ne întrebăm sufletul, să coborăm un pic din minte, da. Mai ales în relația cu copiii, pentru că ei sunt foarte conectați cu lumea superioară, iar deciziile vis-a-vis de ei să le luăm la nivel de suflet. Da, da, o să merg, o să ajung, pentru că ai ajuns acolo, undeva unde se și simte, da, la cifra numărul 2. Vreau să spun că astăzi, înainte să vin la emisiune, am fost foarte curioasă să văd ce scrie în dexul nostru la cuvântul relație. Și am găsit așa, am găsit legătură, da, și m-am gândit că o să fie ceva de genul acesta, dar am găsit și cuvântul conexiune. Și mi-a plăcut foarte mult să citesc acest lucru. Conexiunea o facem noi, părinții, da, prin copiii, pentru că ei vin cu această conexiune, dar te rog să... Doiul, dacă îmi permit să specific eu, este specific psihologului, da. Care știe să și asculte, să se ducă, să empatizeze. Să empatizeze. Asta e conexiunea. Creezi o conexiune în momentul în care înțelegi persoana din fața ta. Exact. Și acum ne pot să accentuez, da, ceea ce ai spus, să ne gândim la copiii cu vibrație 2. Nu? Adică cei care sunt născuți pe data de 2 sau 11, 20, 29 și cam atât. Da. Da? Deci acolo este multă emoție, înțelegere și nevoie de comunicare și de afecțiune. Și atunci noi trebuie să îi ajutăm cu aceste lucruri. Sunt de integrat multe sentimente, de înțeles și comunicare ajută foarte mult, eliberează tot sufletul de greutăți. Dacă îmi permiți, dacă ai un copil cu această cifră interioară, iar are o emoționalitate abundentă. El va dori permanent să discute cu tine, să vorbească, să-i dai atenție, să-l iei în brațe, să-i arăți afectul. Exact, exact. Bun. Mergem, am spus că vorbim despre ciclul de 9 ani, da? În primul ciclu de 9 ani avem atât de multe lucruri de spus încât ne dorim să parcurgem foarte mult. În primul ciclu de 9 ani, de la vârsta de 0 până la 8 ani, trecem prin anumite momente de înțelegere a identității
Și copilul, pe parcursul primilor ani, mai ales în primii 4 ani, integrează normalitatea. Și normalitatea aceasta este adusă de cadrul familial. El învață prin imitație. Și atunci tu, părinte, trebuie să înțelegi că și tu ești provocat și responsabilitatea este destul de mare. Dacă tu vrei să ai niște reguli, da? Ale pe care să le integrezi în familia ta și pe care copilul să le urmeze, trebuie să le faci și tu. Nu e așa? Dacă tu îți dorești o fericire pentru copilul tău, relația pe care o ai cu partenerul este foarte importantă. Pentru că această relație nu este numai a ta cu partenerul, este și a ta cu copilul. Și atunci copilul este undeva câteodată la mijloc, câteodată sus, câteodată jos, te rog. Apropo de această perioadă, 1-9 ani, este perioada când părinții scriu în viața copilului destinul. Da, da. Numai că ei trebuie să fie un pic mai conștient ce scriu în viața acelui copil, pentru că cel puțin până la 3 ani nu au capacitatea să riposteze sau exact. Să întrebe ce efectiv, ce l-ai programat, aia va face. Ce l-ai programat, aia va face. Și toate aceste lucruri vor merge cu el toată viața. Da? Și deci avem nevoie să relaționăm foarte bine, să-i dăm atenție, da? Să-l punem în lumină, să strălucească. Și pentru că foarte multe persoane merg la serviciu în prima parte a vieții copilului și sunt crescuți de alte persoane pe care nu le cunosc foarte bine. Da? Și mă gândesc că poate avertizăm acum părinții, da? Să înțeleagă că primii 4 ani sunt foarte importanți. Mai importanți, să spunem că nu putem sta acasă 4 ani. Câte persoane pot sta 4 ani acasă cu copii? Dar măcar primii 2 ani, da? Să-i arătăm afectivitatea, să-i arătăm toată partea frumoasă a vieții, a relaționării pe care o avem în familie, cu partenerul de viață, cu tatăl copilului, noi între noi. Doi înseamnă și frumos, înseamnă și emoțional, empatic, înseamnă comunicare, înseamnă foarte mult. Dar ce faci dacă ai un copil așa mai agitat, cu vibrație 5, să spunem? Jucăuși, tot timpul se lovește, nu-i așa? Majoritatea sunt în felul acesta. Păi, de comun acord cu tatăl, da? Mama și tatăl, de obicei mama intră în toată această acțiune și în teme, da? Se știe că în prima parte a ciclului evolutiv de 9 ani integrăm și acei 7 ani, unde mama are un rol foarte, foarte important, da? Cei 7 ani de acasă, această vorbă este foarte importantă, este de undeva din urmă luată, dar spune multe. Bineînțeles, căutăm. Și avem la îndemână partenerul cu care putem discuta, comunica și ne putem gândi din punctul nostru de vedere ce ar veni bine. Putem să acționăm. În momentul în care avem un astfel de copil, trebuie să acționăm într-un fel. Și acum spuneam, avem la îndemână foarte multe... Da. Să-i punem limite acestei 5, pentru că el trece limita câteodată. Da, da. Bun, deci în primul ciclu evolutiv vorbim de identitate, vorbim de unicitate, el trebuie să știe că este diferit și să-i acordăm toată încrederea. Mergem pe urmă la cel de-al doilea. Vine, scuză-mă puțin, uite, doresc să vorbesc de acel examen, primul examen al copilului pe care îl are la 8 ani, da? Unde el deține controlul și puterea, da? Și trebuie să iasă afară. El nu ar trebui să-l limitez. Da? Prin ieșitul afară, prin lume. El atunci cunoaște lumea. Identitatea lui... Începe școala. Ce facem? În momentul în care începem școala mai activă, așa, suntem în al doilea ciclu evolutiv, de la 9 la 18 ani și doiul vine să ne spună despre ceea ce ne place să discutăm astăzi, despre relaționare și comunicare. Copilul a crescut, a trecut prin niște momente, a relaționat prima dată la grădiniță și atunci eu, ca părinte, trebuie să mă asigur de mediul lui înconjurător, pentru că această etapă, prima etapă din viața lui este foarte importantă pentru relațiile pe care le va avea pe viitor. Apoi va merge la școală, la fel. Eu trebuie să îi acord lui atenție, cu cine interacționează, ce face acolo, care este mediul lui, da? Cum învață, îmi doresc să învețe. Dar și eu trebuie să fiu model, nu? Să învețe. Dacă el trebuie să învețe, înseamnă că și eu trebuie să fac ceva în sensul acesta.
O să te întrerup puțin. Te rog. Poți să ne spui care este etapa când un părinte poate observa ce vocație are acel copil și să-l poată ghida corect în viață? Sigur că da. Prin observație, momentele importante sunt arătate de copil, adică el în primii ani de grădiniță deja se așează undeva într-o perspectivă, ia contact cu cei din jur, da, cu grădinița, și apoi la primele vârste, până în 9-10 ani, da, el îți arată, dar tu trebuie să fii în observație, să vezi tu și să-l ghidezi, să încerci. Copilul vrea să învețe, poate să învețe, nu pot să spun că există copii care nu vor, numai că mediul este foarte important pentru el. Și atunci tu trebuie să fii atentă și să-i faci mediul plăcut. Nu să-l favorizezi, nu să-l duci, să-l pui undeva pe un piedestal, pentru că nu-i va fi o bine pe viitor. Uite, poate, mă scuz că te întreb, poate este momentul să-l înscrii la un sport, să facă un sport, dacă, sigur, de exemplu, da, este un 5, să-și canalizeze corect energia. Sau poate îi place muzica, tu trebuie să fii atent și să-l canalizezi corect, că este perioada de educație. Exact, să iei contact cu acele persoane care îl ghidează pe parcursul zilei și prin întrebări simple, da? Sau prin eu știu ce discuții purtate poate cu alte mămiși, cu alți copii, să vezi cam ce s-ar potrivi. Deci atenție mărită. În al doilea ciclu evolutiv începem să avem acolo cifra 1 în față, mai ales începând cu vârsta de 10 ani, care este o vârstă importantă, cea mai importantă, da, din triunghiul afectiv, da? În triunghiul afectiv găsim această vârstă de 10 ani și putem spune că acel copil interior și acea nevoie de a ne regăsi aici se află la 10 ani. Deci printr-o numerogramă, acele triunghiuri pe care noi le calculăm, un părinte poate identifica anumite aspecte din viața copilului? Cu siguranță. Cu siguranță. Numerologia, astrologia și alte științe de genul acesta nu vor altceva decât să ne tragă un semnal de alarmă, să ne facă mai atenți la anumite perspective, pentru că viața este un tumult, așa, într-un ritm foarte alert și putem omite anumite lucruri. Numerologia vine să te așeze treptat, treptat, prin aceste cifre de la 1 la 9, să te treacă prin absolut tot, pentru a înțelege și pentru a te asigura că nu omiți ceva. Bun, aici la 10 ani doresc să atrag atenția, pentru că este o vârstă extraordinar de importantă, atât pentru noi la momentul acesta 40-50, da? Pentru că noi căutăm undeva ceva din trecut și poate fiecare dintre noi și va pune această întrebare. Ce am făcut la 10 ani? Cum am trăit? Cum trăiau părinții mei? Care era cadrul meu emoțional, cum relaționam cu școala, pentru că totul pornește de la o relație, de la emoții, de la empatie. Vreau să-ți spun un secret evident, studiat, mari oameni de știință au studiat acest aspect, ce ținem noi minte din copilărie. De obicei ținem momentele fericite când emoția ta a fost prezentă într-o formă amplificată. Fie că este emoție pozitivă sau negativă. Deci dacă în copilărie, să zicem, la 10 sau 11 ani ai traversat un impas, să spunem că ai căzut cu bicicleta sau mai știu eu ce și pentru tine a fost atunci un impact foarte mare, va rămâne. Da. Și aceste momente, aceste vârste care sunt poate mai micuțe sau poate mai mari, noi în numerologie le putem vedea. Adică putem să tragem niște semnale de alarmă, pentru că părintele trebuie să gestioneze, s-ar fi bine să gestioneze acele momente, acele vârste, astfel încât să nu impacteze atât de puternic, să se poată trece mai ușor. Bun. Și trecem și de vârsta aceasta de 10 ani, mai ales dacă suntem fetițe, apare și menstruația de multe ori, pentru că știm că totul s-a decalat, da, sunt schimbări majore și chiar vreau să atrag atenția părinților. La vârsta de 10 ani, clasa a 4-a, mult mai multă atenție din punct de vedere al relațiilor pe care le aveți cu copilul dumneavoastră, pe care le are cu școala. Poate dacă este nevoie, eu știu, de niște ședințe în care să se comunice cu, într-o stare de bine, cu un psihoterapeut sau cu ceva. Aș vrea să mai punctez că această generație, și vorbim de generația după anii 2000, sunt foarte diferiți de noi, sunt copii foarte emoționali. De aceea este important să fim alături de ei, să comunicăm și afectiv.
Sigur că da. Au nevoie de această înțelegere, de comunicare. Ei vin spre noi să ne spună foarte multe lucruri și eu iau în jurul meu și îi văd de fiecare dată, mai ales la 10 ani, câtă nevoie au de înțelegere, da? Pentru că ei trec prin anumite momente pe care nu și le înțeleg. Îi observăm cum se schimbă din punct de vedere hormonal, de la copilul acela care mirosea a bebe până la 7-8 ani și așa trecem într-o altă perioadă în care după ora de sport începem să mirosim a transpirație și sunt multe alte lucruri, da, care intervin în viața lor. Deci grijă foarte mare, comunicare cât mai... Se formează cumva și stima de sine tot în acea etapă? Exact. Îți mulțumesc pentru faptul că mi-a adus aminte, pentru că aici la 10 ani se formează stima de sine, încrederea în forțele proprii. Aici este punctul cel mai important pentru următoarea perioadă din viața viitorului adult. Și vreau să mai atrag atenția asupra vârstei de 16 ani, unde se întâlnesc două... Deja trecem la a treia etapă. Până la 18 suntem, 17 ani, suntem în a doua etapă, în ciclu, al doilea ciclu de 9 evolutiv. Ani, deci al doilea ciclu evolutiv de 9 ani, de suntem aici. Și o să ne oprim la al doilea ciclu evolutiv, pentru că Universul ne dă șansa, prin cele două cicluri evolutive, să integrăm tot ceea ce trebuie să facă un părinte pentru copilul lui. Dacă din punct de vedere al cifrei 1 îl învață unicitatea lui, îl învață identitatea, învață tot ce înseamnă despre acțiune, da? Să limiteze impulsurile și nu știu ce ar putea să mai aducă din punct de vedere al cifrei 1. Să-i dea curaj. Să-i dea curajul de a merge către un scop bine țintit, gândit de el, atunci a făcut tot ce înseamnă din punct de vedere, tot ce este necesar din punct de vedere al cifrei 1. Dacă ar trebui să vorbim despre 2, să fie conștient că s-a comunicat, că tot ce înseamnă emoție a fost discutată, da? Că tot ce înseamnă relație la școală, eu știu, relațiile pe care le au ei sunt bune, relațiile de la școală, relațiile cu vecinii, să îi dea voie să relaționeze și să gestioneze după cum consideră el și apoi împreună, dacă este nevoie, să discute ce ar fi trebuit să facă. Să răspundă pe parcursul vieții lor la acele deceuri. Când vorbim de cifra 3. Să le răspundă copiilor. Da, să le răspundă copiilor, pentru că ei au vin cu de ce, da, de ce, da, de ce, da, de ce. Și părintele de foarte multe ori nu știe să răspundă și spun, du-te la tatăl tău, du-te la bunica sau deschide o carte. Te rog. Dacă îmi permiți, recomandăm părinților să-și facă o numerogramă pentru a se cunoaște mai bine întâi ei pe ei și apoi să poată ajuta copilul. Exact, exact. Bun, mergem mai departe la cifra numărul 4. Ar trebui să-l învățăm de mic ce înseamnă sănătatea, cum să mănânce sănătos, ce înseamnă sportul, ce înseamnă ordinea și disciplina, regula, acea încadrare, nu? Să mă încadrez sau nu? Deci aici sunt foarte multe de discutat și pe parcursul vieții și acțiunilor pe care le fac împreună aduc și aceste elemente. Apoi, la 5 vorbim despre libertate. El are nevoie de libertate pentru că el trebuie să-și pună în valoare, să exploreze tot ceea ce știe, tot ceea ce poate. Dacă tu, părinte, te înfricoșești și spui nu, s-ar putea să te lovești, nu, nu este bine. Dacă copilul respectiv o să te lovească, adică tu ce faci? Iei curajul, îi tai aripile acelea, dă-i libertate, lasă-l să fie acolo și pe urmă gestionăm, da? Dacă trebuie să gestionăm împreună. Va învăța totuși și din greșeli. Cu siguranță va învăța și din propriile greșeli. Ajungem la cifra 6. Foarte frumoasă și aceasta. Avem nevoie să fim practici și pragmatici, nu-i așa? Să învățăm acel cadru familial, să învățăm ce înseamnă puterea aceasta a banului, da? Nu-i dăm copilului absolut tot ce are nevoie și tot ceea ce își dorește. Învățăm și partea financiară. Trebuie să o gestionăm. Acum sunt și cursuri la școală de antreprenoriat, de bun și de gestionare a banilor. Mergem la 7. Toate experiențele pe care le are sunt foarte importante pentru el. Pentru că el așa crește. Prin experiențele acestea
prima dată la grădiniță, apoi merge la școală, ia contact cu diferiții profesori, merge mai sus la gimnaziu și uite așa ajungem până la 18 ani să terminăm și liceul. Da? Deci în toată părticica aceasta trecem prin toate etapele. Dacă îmi permiți, este și perioada adolescenței aici. Ce facem cu adolescenții care sunt un pic rupți de realitate? Ei, băi, cei care sunt rupți de realitate, probabil că nu mă gândesc acum, nu au acel sprijin al părinților, acea atenție, da? Și atunci, dacă sunt rupți de realitate, există șansa să intervenim. Poate și la o vârstă un pic mai înaintată, dar trebuie să fim până în 18 ani, putem să facem foarte multe lucruri. Nu știu dacă putem să mai reparăm mult din ceea ce am spus mai devreme, dar putem să atenționăm, pentru că el la un moment dat o să aibă voință, da, să facă lucrurile altfel decât le-au făcut părinții. Dacă este să condus... Și la 8 sau 9? Da, să și, okay. Da, sigur că da. Mergem la 8 unde el învață puterea lui. Puterea de a coordona, puterea lui în lume, de care are mare nevoie. Învață să socializeze cu lumea, să accepte lumea, să o cunoască, să meargă, să trăiască fiecare moment. Iar la 9 putem spune că el învață să se transforme odată cu aceste treceri, prin toate examenele pe care le avem. Prima dată la 8 ani de zile, da? Apoi avem la 10 ani, apoi la 16 ani. Am vorbit de examenele foarte importante din viața unui copil. El învață să trăiască și este pregătit să iasă și să experimenteze în cel de-al treilea ciclu evolutiv de 9 ani, să experimenteze viața, să cunoască, pentru că al treilea ciclu evolutiv vorbește despre cunoașterea mea pe care eu o aduc, da, pentru mine și trăiesc așa cum îmi doresc și puțin sau eu știu mai mult din coordonarea părinților, depinde ce nevoi am. Cam despre asta este vorba, deci putem face foarte multe lucruri, putem înțelege din numerologie care este modalitatea de a crește un copil și de a interveni, da, pe aceste cifre, pe aceste bucățele. Bineînțeles că n-am integrat tot ce am avut de spus, dar am trecut prin multe lucruri. Eu propun ca și părinții, odată cu copiii, să crească și să se bucure alături de această copilărie, acești ani minunați care nu se mai întorc. Da, astfel că este frumos să fim alături de ei, să-i sărbătorim că vine ziua lor, să le facem un tort cu tot ce le place lor, că asta este bucuria lor. Da, deci această frumusețe, această relaționare, da? Vorbim de relația părinte-copil, în orice moment să relaționăm cu ei, da? Să fim acolo, lângă. Mulțumim foarte mult, Crina. Mulțumesc și eu, Gabriela. Mulțumim și telespectatorilor că ne-au urmărit. Vă așteptăm și cu următoarea ediție. Mulțumim!